Salutare, oameni frumoși, și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi am avut poftă de ceva dulce și cu multă ciocolată. Mie îmi place foarte mult ciocolata, așa că am pregătit aceste delicioase prăjiturele. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum le pregătim! Pentru blat vom avea nevoie de 3 ouă la temperatura camerei, 75 de grame de zahăr normal, 75 de grame de zahăr brun, un praf de sare și vom mixa pentru câteva secunde. Vom mai adăuga 2 lingurițe, pastă de vanilie sau esență de vanilie, 140 ml de ulei, 180 ml lapte, iar acum vom cerne în compoziție 200 de grame de făină, 10 grame praf de copt, 70 de grame cacao. Și vom mixa la viteză mică până vom omogeniza bine toate ingredientele. Și am ajuns și la ultimul ingredient, 110 ml apă fierbinte. Aluatul nostru este gata, acum vom avea nevoie de forme rotunde de 5 cm. Dacă nu aveți acest tip de inele, faceți un singur plat, după care le veți tăia cu o formă rotundă. După care le vom da la cuptor 15-18 minute la 180 de grade Celsius. Le vom lăsa să se răcească foarte bine. Iar acum vom tăia căpăcelele. Adică vom îndrepta fiecare prăjiturică. Căpăcelele le vom sfărâma pentru a le folosi pentru decor. Și acum le vom scoate cu grijă din inel, așa cum vedeți că procedez eu în imagine. La fel vom proceda și cu celelalte. Pentru decor vom avea nevoie de sirop de arțar, dacă nu aveți, puneți miere, și firmiturile de la căpăcele. Vom unge pe margine cu sirop de arțar și vom decora cu firmituri. Un decor foarte simplu și de efect. Și vom continua până vom termina de decorat toate prăjiturelele. După cum ați văzut, dragii mei, este o rețetă extrem de ușoară, nu este deloc greu de pregătit, așa că fiecare o poate pregăti, dacă vă place ciocolata. Iar pe deasupra eu o voi decora cu cremă fină vegană de ciocolată cu gust de mentă, dulceață de vișine și alune. Dar, cum vă spun întotdeauna, decorul poate fi după alegerea fiecăruia. Puteți să faceți un ganaș de ciocolată albă, merge perfect, puteți să puneți frișcă, puteți să faceți o cremă de vanilie, ceea ce vă place mai mult. Și voilà, desertul nostru delicios este gata. Acum doar îmi rămâne să vă doresc poftă bună, spor la treabă și numai bine tuturor!